Neața, mamă. Am fost să iau pâine să facem niște frigănele. N-avem pâine? Ei, n-aveam pâine cu Maia pentru Mara. Ah, Doamne, câte fițe în casă asta. Ai lăsat tigaia acolo. Vezi că simte că are miros, da. Dar ce-ai, mamă? Ce s-a întâmplat? Să mănânce pâine normală. E la regim. Da, iar. Dimineața. Iar. Ce avem la micul dejun? Friganele cu garnitură de datorii. Ce? Ce datorii? Ieri am primit pe o somație că n-am plătit datoria la casă și n-am putut dormi toată noaptea. Upsi. Păi chiar rupsi. Acum, tu când ți-ai dat demisia, te-ai gândit? Te-ai gândit cu ce o să plătim datoriile? Cum, dar n-am avut de ales. Ai principii, dragă, sigur. Acum să plătești datoriile cu principiile tale. Da, și ce era să fac? Eu nu sunt obligată să accept avansurile unui slinos. Da, da, tu știi, capul plecat, sabia nu-l taie. Da, știu foarte bine, zic. Ala, da, eu nu sunt deloc de acord cu ea. Doamne, câtă burghezie pe capul ei. Hai, mă, mamă, că ne descurcăm, avem afacerea cu decorațiuni. Da. Descurcăm. Da, chiar, avem afacerea de decorațiuni, ce frumos, cu ea, sigur. Ia uite, sună telefonul. Oh, cine o fi? Alo? Da, firma de decorațiuni, sigur că da. Ce doriți? Comenzi? Dorește comenzi? Câte? 1000 de comenzi de aranjamente pentru masă. Vai, sigur că da, cu tot dragul. Plătiți cash sau bitcoins? Da, măcar în pandemie avem și noi baftă că sunau ăștia, făceau comenzi online, dar acum... Vai șamar de noi, vai șamar. Te mai stresa, că mă stresești și pe mine și o să fac riduri ca Adina, nu ca tine, sora mea frumoasă. Doamne, ce bine era dacă nu veneau roboții. Ce bine era la fabrica de confecții. Aveam salariu fix, de Crăciun ne dădeau prime, aveam bonuri de masă, bilete de vacanță la munte, la mare. Ce bine mi-ar fi sta mie acum cu un pahar de bere pe terasă, la Eforie Nord. Tu nu bei bere. Da, dar mi-ar fi stat foarte bine. Promit că o să-mi găsesc eu altceva, da? Păi, să, așa să și faci, da? Sper că n-ai bătut Europa asta cu bursele Erasmus degeaba. Ai învățat și tu ceva. Da, mamă, da. Ai grijă că ești prima din neamul nostru care a făcut facultate și trebuie să faci ceva cu viața ta. Da, mamă, da, o să fac. Cafea faci? Da, mă duc eu să fac. Ai, mă, mamă, nu-ți dau, nu insista, numai eu mănânc, numai eu, pleacă de aici, nu-ți dau. Hai că-ți dau și ție. Fetița lui mama. Doamne, ce frigănele bune ai făcut. Da, dar mai încet cu frigănelele, că îți cresc copănelele și după aia nu te mai ia nimeni de nevastă. Mai bine. Ce? Vrei să mă superi? Ce vorbești așa? De ce? Păi cum de ce? Cum adică? Ce-i de gând? Că ce? 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 Eu nu vreau să mă căsătorim și să-mi distrug viața. Da? Și ce-i de gând? Să stai pe capul meu până la pensie sau cum? Eu vreau să mă căsătoresc. Uite, iubita lui mama, vezi ce cu minte e. O iubește pe mama și știe ce să spune și... Fă și tu ca ea. Da, bravo ei. Da. Eu nu mai am încredere în bărbați. Din cauza unui fraier? Oricum, relația la distanță nu funcționează. M-ai dat din tacâmurile alea, așa. Te gândeai tu că o să te aștepte că te-ai fost plecată cu Erasmus? Ia uite, mă, am crezut că tu ții cu mine. Vreau un bărbat frumos, înalt, cu bani, fie din lumea bună, să fie cunoscut, să mă iubească, să fie frumos. Dar parcă vrei să te faci designer vestimentar. Dar vreau și. Multă baftă, mai probabil să fii lovită de un meteorit. Ia, tași tu din gură! Mai bine strânge masa, hai! Numai, gata, nu mai ai voie să mănânci, gata. Bine, dar să știi că eu tot nu mă mărit. Dar atunci să-ți găsești de muncă, da? Da, asta intenționez să fac. Păi hai, bagă! Ce zici, mamă? Îți place cum am făcut aranjamentul ăsta? Mamă! Mamă! Lasă-mă, că sunt supărată. De ce? Încă o vecină și-a măritat fică. Oh, care? Mioara. Care Mioara? Chioara. Ah, e și Chioara. I-am crezut că e doar șchioapă. Păi e și Chioara, e și șchioapă, dar e greu să-i spui toată porecla. Mioara, Chioara, șchioapă...
Of, Doamne, ce are ea și n-am eu? Ce are? Numai eu sunt de vină. Hai, mă, mamă, că nu e despre tine. Ba da, despre mine. Eu sunt de vină că n-ați avut un exemplu bun în familie. Taică-tu v-a părăsit de când erați mici și asta e. Eu sunt de vină. Hai, mă, mamă, nu te învinovăție. Mamă. Știi ce? Poate că ai dreptate. Că dacă tu și tata nu vă despărțeați când eram noi mici, poate nu mi-era frică de căsătorie. Ție, chiar nu ți-e rușine să vorbești așa cu mine? Da, chiar? Adică eșecul tău e vina mea? Vezi, știam eu că încerc să mă manipulezi. Păi vreau să-ți deschid capul, că îmbătrânești mâine, păi mâine și te mai ia nimeni. Aoleu, stresule, tu iar începi. Mara măcar e mai miloasă, nu vrea să mă îngroape de tot. Vezi, deci ai o soartă doar așa, vasi tragică. Hai, termină cu ironiile. Du-te și termină ăsta acolo, că vine client. Pot să mă uit? E un cadou pentru mama. Da, vă rog. Ești talentată. E foarte frumos. Sigur o să-i placă mamei. Mă bucur. Aș putea să-mi exprim recunoștința și să te scot în oraș? Nu e nevoie. V-ați exprimat recunoștința când ați achitat factura. Tata, o fată așa de frumoasă ca tine. Păcat. Să nu fie scoasă în lume. Nu e nevoie să fiu scoasă, că nu sunt cățel. Mai doriți altceva, că sunt ocupat. Vezi că nu apreciez tonul. Păi dacă nu apreciez tonul, poftim bani înapoi să-ți găsești altă firmă de decorațiuni. O să vă las recenzie proastă. Foarte bine! Vezi că poate o sunt pe maică ta să-i spun ce ai făcut! Nesimțitule! Nu pot să cred ce ai făcut! Păi tu n-ai văzut? S-a dat la mine. Păi dar puteai tu să-l refuzi mai elegant. Păi era nesimțit! Dar vezi că cu sălbăticia asta nu să-ți mai găsești în viața vieților tale un bărbat. Eu nu vreau să mă căsătoresc pentru ultima oară. Doamne, doamne, ce mă fac eu cu fata asta? Nu mă aude nimeni, că acolo e cimitir. Hai, ce ai făcut, mai? Mara? Mara? Ți-ar telefonul să-ți fie? Tu poți să stai o secundă fără să te uiți în telefonul ăsta? Ce e? Ce e asta? O aplicație de dating. Ce? O aplicație să-ți găsești iubit. Cum adică? E așa ca pe site-ul nostru de decorațiuni, îți alegi un bărbat, îl pui în coșul de cumpărături sau cum? Nu, mama. Intri în legătură cu bărbați care au aceleași interese ca și tine și dacă îți place de ei, dai swipe right și dacă nu, swipe left. Nu, vorbești chinezește cu mine, arată-mi cum. Deci, intri. Îți faci un profil, îți alegi o poză și îți pui o descriere. Și pe urmă? Și pe urmă îți apar profilurile persoanelor care ți se potrivesc. Și cine face asta? Programul. Programul? Roboții? Da, da, mama, adică roboții. Mi s-a ridicat tensiunea. Iarăși roboți peste tot, mă, roboți. Vrei să înveți sau nu? Da, hai, vino cu roboțelul meu dulce, hai. Alege. Să facem noi așa, să facem un profil. Eva Georgescu. Așa. Orientare sexuală. Interese, ia să vedem. Ce-i place? Pisicile. Plimbările lungi pe plajă, da. S-o ascult pe mama. Da. Ia să vedem. Cu cine? Cu cine te potrivești? Cine asta? Da! Ah! Abdullah! Sunt ca o bunică în bucătărie, păși și vasele. După am nevoie doar de o femeie care să mă întrețină. Să vedem ce mai primim. Ce e asta?
O vânătă plus o roșie egal love. Normal că dacă faci o salată de vinete cu roșii mănânci de slingi degetele, da? Ce? Vreau să te întind pe spate și să... Vai de mine! Vai de mine! Ce este? Ce poze! No, 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 nu cu mine! No, no, doamne! Ce poze! Așa. Încolo? Victor? Foarte frumos! Wow! 29! În halat, cu mască! Doamne, roboțeilor, ce bine ați lucrat! Mamă, ce... Dita mai putrivela! Da, iubita lui mama! Ia să vedem și cu poza asta de la tine. Și cu asta potrivești foarte bine. Nici nu știi ce surpriză ți-a pregătit ție, mami. Da, mi-e frică să întreb ce. Da. Ți-am făcut un profil pe dating. Dating. Ai făcut ce? Ți-am găsit o persoană potrivită. Un bărbat frumos, tânăr, înalt, deștept. Nu, nu cred că ai făcut. Spune că glumește, rog. Da, hai să te întâlnești diseară. Ți-am aranjat diseară la restaurant să te întâlnești cu el. Hai, mă, mamă, tu ai nebunit. Ba da. Ba nu, sper că ți-e clar că nu mă duc la nicio întâlnire cu un necunoscut. Ba da, că în profilul tău scrie că ești ascultătoare. O asculți pe mama, nu, da. Nu, deci nu ți-e întâmplă asta. Și nu ți-am spus ce e mai important. E doctor. Auzi, ce înseamnă? Ce înseamnă când îți trimite cineva un desen cu o vânătă? Pace! Se poate! Tot trebuie să mănânci, ce e așa de greu? Mănânci și te uiți și tu la un prost! Dacă e să ies cu cineva, o să ies cu cine vreau eu! Lasă că știu eu ce bărbați vă alegeți, tu și cu sora ta aia, Dina! Eu ți-am găsit eu un doctor, măi, fată, înțelegi? Un doctor! Mamă! Mă, mamă, nu mă speria, te rog! Mamă! Ai văzut ce bine e să ai un doctor? Acum că sunt bătrână! Dacă accept, ai din gură? Da! Ești de comă, pe bune! Nu te bucura prea tare! Că nu se întâmplă nimic! Îmi comand o salată, o mănânc repede și am plecat! Mai stai și tu măcar până la desert! Nu, nu e de negociat! Hai că te ajut eu! Nu!